Președintele Maia Sandu consideră că nu există condiții prealabile pentru reluarea conflictului în Transnistria. Ea a spus acest lucru în timpul întâlnirii sale de joi cu șeful misiunii parlamentare a Klaus Neukirch. Am accentuat că susținem un principiu exclusiv pașnic pe care politico-diplomatic al soluționării conflictului și orice speculații pe tema unor intenții agresive sunt doar niște provocări și dezinformare intenționată. Nu există premise prealabile pentru un conflict. Locu Locuitorii din regiunea transnistriană sunt cetățeni ai Republicii Moldova și nu există nicio neînțelegere sau ostilitate între locuitorii celor două maluri, a scris Sandu pe pagina sa de Facebook. Ea a spus că, în timpul ședinței, au discutat și mersul procesului de negociere și necesitatea de a pune accent pe probleme constructive. Formatul 5 plus 2 rămâne platformă de bază pentru procesul de negociere care trebuie să lucreze în interesul oamenilor și să include o serie de subiecte, inclusiv aspecte, inclusiv pe dimensiunea umanitară a drepturilor omului, social-economice și cu privire la libertatea de mișcare, a scris Sando. Ea a mai comunicat că în timpul ședinței a subliniat în repetate rânduri că lupta împotriva corupției și contrabandei este una dintre cele mai importante priorități ale președintelui.